Aici avem cel mai otrăvitor burete din România, se numește buretele viperei sau Amanita phalloides. Cum îl identificăm? Are un bulb sau un ou din care iasă, are inel și pălăria verzui spre un oliv. Un verzui, ca să vedeți și în umbră cum arată, ceva de genul acesta. Lamelele sunt albe, dese. Piciorul e alb, prezintă un inel, dimensiunea e destul de mică, cam vreo 8-10 cm înălțime. Deci, o singură ciupercă din aceasta vă poate, practic, omoră. E extrem de otrăvitoare. Deși este un mit faptul că nu puteți să o atingeți sau dacă băgați degetul în gură, muriți. Nu se moare chiar atât de ușor. Deci puteți chiar să o gustați, doar să nu o ingerați. Atunci nu muriți. Așa ce vă arată. Foarte mare atenție la ciuperci. Aici am găsit un cuib de vipere, practic. Amanita phalloides, buretele viperei. Arată ceva de genul acesta. Aici încă una și aici sus încă una mai mare. Deci ceva de genul acesta arată. Iasă dintr-un ou, are inel, iar pălăria este un verzui măsliniu. Un verzui galben, acum este puțin spălată de la ploaie, cred. Dar ceva de genul acesta arată. Cea mai otrăvitoare ciupercă din România, practic, este aceasta Amanita phalloides.